Trebuie să discutăm neapărat despre acest hoț din Mamaia, care a furat o mitralieră, dar și muniție de la o unitate din Mamaia sat. Da, purta cacolo avea o armă albă, a intrat prin infracție în perimetrul unității militare, în jurul orei 20:15, și l-a atacat pe militarul care stătea în post acolo, săracu, și în post. Da, ce armă albă avea? Avea un cuțit de la de plastic. Nu mai au frică de nimic hoții. Așa. Din ziua de astăzi, Ramona. De nimic. Hai să fură o acadea de la un copil, înțeleg. Bă, da, să te duci la armat acolo, la militar, să-i fure arma. Dar și militarul ăsta pentru ce milita? Poate milita pentru pace, pentru non-violență. Extra Fun cu Ramona și Ionuț. Extravaganza Radio.